Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, în colaborare cu Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, a organizat astăzi în campusul studențesc de Barcader bursa locurilor de muncă pentru Danemarca și Portugalia. Angajatorul danez a pus la dispoziția gorjenilor numai puțin de 250 de locuri de muncă la cules de Mazăre. Sunt 250 de locuri. Angajatorul este prezent aici și discută cu fiecare participant în parte. Ei vor participa la această bursă pentru a merge în cele două țări, la cules de Mazăre. Este o mazăre care de fapt se consumă ca și un fruct, este dulce, este mai mică decât cea pe care o știm noi și nu se gătește. Ei sunt plătiți cu 700 de euro pe lună în funcție de kilogramul de mazăre recoltat, adică pot să depășească această sumă sau invers. Cantitatea maximă este de 1950 de kilograme de mazăre recoltată. Sute de persoane s-au așezat la rând în această dimineață să discute cu angajatorul în speranța că vor avea un loc de muncă după sărbători. Oamenii spun că aleg calea străinătății pentru că în România nu pot avea un trai decent. Ca să câștigăm bani, să ne ținem familiile în România, pentru că România, forța de muncă este la pământ și datorită condițiilor și traiului care nu putem să ducem niciun trai decent în România, plecăm Danemarca, Italia, Spania, Germania. Ați mai lucrat până acum? Am lucrat în Germania de 9 ani de zile, la cules de căpșuni și salată și tot ce e nevoie. În România lucrați odată? Da, am lucrat și în România, ca agent de pază. Și salariul era destul? Era foarte mic. Acceptăm să ne selecteze pentru Danemarca, venim din Germania, plecăm în Danemarca, Italia, Spania, din 2004. Din 2004, așa ne... Da. Nu-mi convine, nu pot să fac față. De la seciuri n-am avut casă, mi s-a fărâmat casa, trebuia să merg, să câștig bani, să-mi fac casă. Mormântări, vin necazuri în familie, bun. Asta este. Angajatorul danez oferă un salariu minim de 700 de euro pe lună. Impozitul și contribuțiile sociale se vor deduce din salariu. Cazarea se face în apartamente și rulote dotate cu bucătărie, sală de mese, toalete, baie cu dușuri, mașini de spălat și internet. Transportul dus întors România-Danemarca sau România-Portugalia este în responsabilitatea angajatului.